Din cele 10 persoane din Giurgiu suspectate că vindeau droguri și produse etnobotanice, au fost reținute de procuror cu propunere de arestare preventivă doar 3, cărora a fost eliberată ordonanță de reținere. Este vorba de fostul polițist Geantă, concubina acestuia, Marcu Roxana, și o altă persoană suspectată de comiterea acelorași infracțiuni. Avocatul lui Geantă ne-a declarat că în prezent analizează probele din dosar, urmând să ia o decizie după pronunțarea instanței. S-a formulat o propunere pentru arestarea preventivă a lor. Instanța va analiza și va dispune dacă îi arestează sau nu preventiv. De asemenea, anchetatorii au dispus interdicția de a părăsi țara pentru 30 de zile în cazul celorlalte persoane audiate în acest caz.